Astăzi m-am gândit să încep un vlog, chiar dacă am vocea asta și arăt în halul ăsta. După cum bine observați, am răcit îngrozitor, dar nu asta este o problemă, pentru că chiar și așa am vrut să fac un vlog pentru voi astăzi, pentru că îmi place foarte mult să filmez vloguri și nu am mai făcut treaba asta de mult timp și am zis că este timpul. Mi-am schimbat obiectivele, pentru că eu am două obiective, un obiectiv cu care pot să filmez vloguri și un obiectiv cu care nu pot să filmez vloguri, pentru că este fix și pentru că îmi dă chestia aia blurată în spate și arată mult mai bine cadrul. Dar mi-am pus obiectivul de vloguri și am zis că pornesc camera. M-am trezit de ceva timp, m-am trezit puțin cam târziu într-adevăr, însă am făcut ceva treabă prin casă, am făcut puțină curățenie, am strâns rufele, am pus rufele la spălat. Dar ideea e că nu am luat micul dejun absolut deloc. Eu și mi-am făcut rutina de dimineață. În schimb, m-am dat cu toate alifiile, mi-am făcut sprâncenele puțin. Și cam asta e tot. Astăzi trebuie să-mi fac și unghiile și pe cele de la picioare. Vreau să merg să-mi iau și un creion de sprâncene, pentru că, sau un produs de sprâncene, nu neapărat un creion, pentru că cel de la Make Up Revolution mi s-a terminat. Nu știu dacă mai apelez la creion, să văd. Nu cred că o să recumpăr pe cel de la Make Up Revolution, aș vrea să mai încerc și altceva. Și na, vreau să vă mai arăt ce mai fac eu astăzi. O să încep acum cu rutina de dimineață pe care o fac eu aproape fiecare dimineață, micul dejun. Și în timp ce mă mănânc micul dejun, de obicei mă uit la serial. Așa că o să vă iau cu mine și o să facem treaba asta împreună ca un mic vlog. Scuzați în fața, codițele mele nu sunt tocmai perfecte, de-abia ce să le fac. Așa arată, pentru că am făcut aseară baie pe cap și de obicei când fac baie pe cap, ca să nu ador cu părul ud, îmi prind așa în două codițe și dimineața am niște bucle absolut minunate, însă încă nu le-am desfăcut, pentru că, după cum am spus, urmează să mănânc, să așa și nu vreau să am părul în calea mea. Haideți cu mine să luăm micul dejun. La micul dejun de obicei mănânc fructe, așa că și astăzi o să fac tot treaba asta, o să mănânc niște banane, nectarine. Cred că prune sunt aici, da, cu prune. O să fac un mic bol de fructe super gustos și după mergem să ne uităm la serial. S-a oprit ploaia, așa că o să mă pregătesc puțin, pentru că mi-am făcut dimineața rutina de îngrijire a tenului, am aplicat toate cremele și așa, o să vin direct fondul de ten. Dar nu cred că o să-l aplic sau să-l aplic. Nu simt așa nevoie de un machiaj prea complicat, așa că o să vin cu fondul de ten în zona de sub ochi și pe centrul feței în principal.
așa arată după ce l-am pieptănat puțin și l-am ciufulit. Îmi place super mult. Oricum o să se mai încălcească, nu o să rămână așa pufos, dar îmi place ce a ieșit, îmi place cum se vede. Și da, cred că trebuie doar să mă mai îmbrac puțin și că afară este destul de urât și să-i dau drumul, practic. Tomiță! Sunt în autobuz, fac 40 și ceva de minute până acolo și cred că am făcut de abia 2 de minute și a început rău să plouă, rău, bă, este soarele, bă, plouă, bă, știu ce am făcut? Acum acasă și vreau să vă arăt ce am cumpărat din Super Drag, pentru că nu mi-am luat multe chestii, mi-am luat esențiale ce aveam nevoie. Vreau să-mi iau mai multe chestii, vreau să-mi iau o paletă de farduri de la NYX, însă când am socit-o acolo în magazin nu m-a impresionat, așa că n-am mai luat-o și mi-am luat produse pentru sprâncene, un iluminator și un burete nou de aplicat, fondul de ten. Mi-am luat iarăși un crem de la Makeup Revolution, dar ăsta este din altă gamă. Nu știu, am vrut să încerc altceva pentru că mi-a plăcut creionul ăla, chiar mi-a plăcut mult de tot. Dar vreau să mai încerc și altceva și ăsta la fel are pieptăn din ăsta. Mi se pare puțin parcă mai subțire decât precedentul. Și sunt tare curioasă, abia aștept să-l încerc. L-am luat în nuanța medium brown și m-am gândit că să-mi iau un creion pe care să... îl puteți găsi și voi pe internet, pentru că știu că pe celălalt nu cred că îl găseați în România. Mi-am luat și gelul acesta de sprâncene de la NYX. Ăsta este Control Freak, doar pe ăsta l-aveau ei, nu mai aveau alt gel de sprâncene și îmi doream super mult pentru să-l încerc pe ăsta de la NYX. Mi-am luat un iluminator de la MUA Cosmetics, l-am socit în magazin, erau foarte multe nuanțe și... este foarte, foarte frumos acest iluminator pentru că nu conține sclipici. Asta îmi place la el, nu conține sclipici și faptul că da, așa am un aspect umed pe ten. Vreau să mai iau o nuanță, vreau să-mi iau o nuanță gold sau rose gold sau nu știu exact. De fapt, asta este rose, cealaltă parcă era gold, așa. Dar toate erau sparte, deci toate iluminatorile erau sparte, asta și-am căutat. Și mi-am luat încă un brățel, vreau să-mi iau pe ăla de la Real Techniques, dar nu știu, mi s-a părut cam scump, că deja l-am pe ăla și mi l-am luat pe ăsta de la B. Se numește firma, habar n-am, trebuie să-l lumezesc. El arată fix ca Beauty Blender-ul, sunt curioasă să văd dacă își crește... Hai că mă duc acum să-l lumezesc, că sunt curioasă să văd dacă își crește... dimensiunea. Uite, el și-a crescut dimensiunea și este și moale, chiar foarte, foarte moale și abia aștept să-l încerc. Mi se pare ca așa, ca și consistența, după cum îl simt acum în mână, mi se pare mai bun decât ăla de la Real Techniques în formă de diamant și abia aștept să-l încerc
și pe ăsta. Cu siguranță o să le încerc împreună cu voi într-un alt clip. Oricum nu încheie aici vlogul, o să mai filmez și zile viitoare, pentru că mi se pare prea scurt ce am filmat, nu am reușit să filmez foarte multe, așa că o să mai continui și zilele următoare cu chestii. Da. Până atunci eu v-am pupat. Ne vedem în curând.